găsit din nou, iată-ne din nou împreună la a doua parte a emisiunii noastre Medica Special. Așa cum am încercat să vă spun în partea întâi a emisiunii noastre, în această a doua parte vom vorbi despre o problemă care apare din când în când, dar foarte des, adică din an în an, și anume medicamentele pentru cei mai amărâți dintre bolnavii noștri, și anume bolnavii de cancer. Ei bine, de ceva vreme, de câteva zile, Ministerul Sănătății a anunțat prin vocea doamnei ministru Sorina Pintea despre faptul că s-a decis ca să se interzică pe o perioadă de 6 luni distribuitorilor și celorlalți exportul paralel de medicamente care se folosesc în cancer și de imunosupresoare. Știți foarte bine, cei care vă pricepeți, ce înseamnă acele imunosupresoare. Au apărut în mod evident și reacții din acest punct de vedere, reacții care sunt contrare și care spun, domnule, lista aceasta nu știm cum a fost ea, sau știm cum a fost redactată, dar pe ea s-au strecurat, nu știm cum, dar o să vedem, anumite medicamente care n-au fost niciodată, cel puțin în ultimii ani, supuse acelui export paralel. Mai departe, lucrurile o să le lămurim chiar aici, în platoul Medica TV, deoarece alături de noi în această seară se află doamna farmacist principal Anca Crupariu. Domnia sa este purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România. Am zis bine, sărut mâna mult. Corect. Vă mulțumesc că sunteți aici alături de noi și tot cu noi în această seară, și mulțumesc pentru asta, se află domnul Mixici. Domnia sa, Vlad Mixici, este ziarist, este medic, este ziarist, este expert în politici pentru sănătate, a fost vicepreședinte al instituției pe care doamna Crupariu o reprezintă, am să-i spun pe scurt ANM, și este membru al conducerii Alianței Europene pentru Sănătate Publică. Mulțumesc, domnule Mixici, bine ați venit și dumneavoastră. Bine v-am găsit. Bun, o să încep cu dumneavoastră, chiar dacă e o impolitețe totuși, și rog să fiu scuzat pentru asta. Domnule Mixici, cum e cu exportul ăsta paralel? Că vreau să definim foarte bine termenul pentru cei care nu sunt din sistem și nu știu foarte bine despre ce e vorba. Care sunt riscurile? Cum s-a ajuns la, haideți să spunem, începutul ăsta de criză, la declarațiile doamnei Pintea și la punctele noastre de vedere exprimate într-un interviu apărut nu cu multă vreme în urmă, cu puțin timp în urmă, în care spuneați, e ceva neregulă cu lista aia, ca să concluzionez. Vă ascult. Dacă ar fi să spun cât se poate de pe scurt ce înseamnă exportul paralel, e de menționat că este ceva legal, dar extrem de imoral. Este legal pentru că la baza tratatelor europene ale Uniunii Europene, cele care guvernează toate țările care sunt membre UE, stă acest principiu al liberei circulații a mărfurilor. Așadar, orice marfă, orice produs poate să circule liber, fără taxe, fără niciun fel de opreliști peste granițe. Acum, ce e acest export paralel? Compania mare, producătoare, aduce în România, că vorbim de România acum, un anumit număr de cutii de medicamente pentru o anumită indicație, pentru o anumită boală, evident. Acel număr de cutii este prestabilit și e destul de finit, că medicamentele, după cum știm cu toții, nu sunt ca pufuleții și nu pot să fie făcute peste noapte. Trebuie să-ți planifici din timp câte faci. Și când facem prăjituri, trebuie să-ți planifici, da? Păi când facem medicamente. Ele sunt aduse în România, unde sunt cumpărate de către distribuitori naționali, distribuitori care au activitate aici în România și care ar trebui să transporte aceste medicamente către farmacii, către spitale, către pacienții români în general. Doar că, în loc să facă asta, ei cumpără aceste cutii destinate României și nu le vând pe teritoriul românesc sau către o farmacie românească să ajungă la pacientul român, ci le revând în alte țări, Germania, Suedia, Olanda, sunt 3 dintre țările unde asta se întâmplă cel mai des, mult mai scump. Mult mai scump. Mult mai scump. Uneori, pentru anumite medicamente, prețurile sunt și de 4 ori mai mari. Dar aceia plătesc, pentru că nivelul veniturilor celorlalți despre care vorbim,
permite acest lucru. Aici, și asta e afacerea, da? Și nu numai. Asta e afacerea, pentru că practic toată diferența intră în buzunarul distribuitorului. E un profit foarte ușor realizabil. Ei nu trebuie să investească în cercetare, nu trebuie să facă o grămadă de chestii. Practic trebuie doar să schimbe eticheta. Doar că ceva foarte important aici este că prețurile în toate țările europene se reglementează de către stat. Bun. La nivel național. În România există această regulă, așa a decis guvernul, ca prețurile pentru toate medicamentele din România să fie cele mai mici dintre toate celelalte state din Uniunea Europeană. Pare corect, dar distribuitorul vine, cumpără medicamentul acest preț obligatoriu impus, care e cel mai mic, și știe sigur că va fi cel mai mic și că va face un profit gras când îl revinde în țări unde prețul e mai mare. Vedem că e terenul propice tocmai pentru acesta de afaceri. Exact. E practic o posibilitate, o lege europeană de care profită anumiți actori comerciali. Nu e nicio problemă dacă ei fac acest export, atâta timp cât acel export nu depășește o anumită cantitate care periclitează, ca să o zic mai pe șleau. E nevoie de 100 de cutii pe an dintr-un anumit medicament în România. Dom'le, dacă exporți 2, 3, 4, hai 5, ok. Dar atunci când exporți 40, devine o mare problemă. Pentru că compania, fabrica care îl produce, nu poate să suplimenteze peste noapte, că spuneam, sunt capul fuleții. Neputând să suplimenteze peste noapte, pacienții români rămân fără medicamente. Cine câștigă efectiv? Distribuitorii în mod special. Care ar fi proporțiile din experiența noastră jurnalistică și din cunoștințele din zona respectivă? Care sunt proporțiile acestui tip de afacere la nivel național? Da, acum să subliniez... Dacă aveți o sumă, că e important să știm. Da, să subliniez un lucru. Eu de 5 ani nu mai lucrez ca jurnalist. Toate, asta din corectitudine față de colegii mei care lucrează în breaslă, toate datele pe care le avem la dispoziție le-am analizat în detaliu. Au și fost publicate anul trecut, au fost aduse la cunoștința Ministerului Sănătății. Ele, de altfel, sunt toate, e vorba de niște analize făcute pe date care provin din surse oficiale de la Agenția Națională a Medicamentului, nu de altundeva. Depinde foarte mult de la medicament la medicament. Da, o cifră orientativă. Asta depinde foarte mult de la medicament la medicament. Dacă vreți să vă dau o cifră așa senzațională, vorbim de mii de cutii pe lună. Mii de cutii pe lună exprimată în euro, haideți ca să Dar vedeți, cifra asta de mii de cutii pe lună e un pic înșelătoare, pentru că depinde cât medicament proporțional, cum v-am spus. Dacă dintr-un medicament e nevoie de 100 de cutii pe an în România și distribuitorul trimite 40, e o problemă. Bun. Dacă trimite doar 4, problema nu e așa mare. Am înțeles. Noi am calculat că îmi cereți o cifră. Cu abilitatea mi-ați ocoli răspunsul. Pot să vă spun o cifră. E imposibil de calculat pe ansamblu, dar e o piață mare. Consiliul Concurenței o estimează la câteva sute de milioane de euro pe an. Pentru un medicament pentru care am făcut o simulare și am calculat, nu o să spun numele medicamentului aici, da, este vorba de un profit pe anul 2017 de 850.000 de euro profit brut. Din aceste doar pentru acel medicament. Incredibil. Bun. Cifra este neapă în surprindere chiar și pe noi cei care, în sfârșit, n-ar trebui să fim surprinși pe noi ziariști. Zic, acum, statul român, reprezentat aici, nu, de Ministerul Sănătății, vine cu această listă la care a contribuit, evident, înțeleg, Agenția Națională a Medicamentului, nu? Prin monitorizările specifice, că e în fișa postului acestei instituții, și a venit doamna ministru și a prezentat această listă, da? Da. Și care spune că până în aprilie la anul este interzis distribuitorilor să facă exportul ăsta paralel, care spuneți că e imoral. Da. Rezolvă această situație sau această decizie ministerială care, după părerea mea, spre deosebire de alții, măcar vine parcă puțin mai înainte de a se goli depozitele, parcă așa mi se pare. Întrebare, rezolvă? În asta, parte, deloc, vă ascult. Da, asta e de subliniat. Vorbim aici de o problemă. Problema lipsei medicamentelor în țară, în special pentru pacienții cu cancer. Despre asta discutăm. Aceste medicamente pentru pacienții cu cancer lipsesc din mai multe cauze. Unele dintre ele lipsesc direct din cauza exportului paralel, dar altele nu lipsesc din cauza exportului paralel, lipsesc din alte motive. De pildă, comerciantul nu are un interes comercial, nu e profitabil să mai țină medicamentul în România pe piață și atunci îl retrage. Sau
politica de stat a României nu este foarte coerentă și nu favorizează apariția acelui medicament în România. Deci, de asta vedeți, vorbim de la caz la caz. Ca să simplificăm așa general, sunt cam trei categorii de cauze din care dispar medicamentele. Pentru acele medicamente care sunt masiv exportate paralel, ordinul acesta este foarte bun. El are capacitatea de a rezolva situația. Doar că există un număr considerabil de medicamente care dispar din România, pentru care acest ordin nu face nimic. Și mai avem o problemă, că ați spus că ordinul a venit înainte de golirea depozitelor. Asta nu știm, cel puțin nu știm public. Doamna Cruparu ar putea să știe dacă ordinul a venit. Dumneavoastră, cum ați procedat, tehnic vorbind, agenția pe care o reprezentați în această seară, monitorizează. Cum face lucrul acesta? Foarte simplu. Noi primim notificări din partea deținătorilor de autorizație de punere pe piață, care sunt obligați prin lege, care transpune, de fapt, directiva europeană, sunt obligați să notifice autoritatea de reglementare și control din țara respectivă, referitor la lipsa de pe piață temporară sau permanentă. De asemenea, noi primim semnalări de lipsă de medicament din partea pacienților, din partea asociațiilor de pacienți, din partea profesioniștilor din domeniul sănătății, a colegiilor profesionale. Toate acestea sunt primite din februarie 2015 pe o adresă de e-mail dedicată lipsei medicamentelor, lipsamedicamenta@nm.ro. Toate aceste semnalări sunt extrem de bine monitorizate, se încearcă o soluționare, este o atribuție pe care ne-am asumat-o în acești 4 ani și încercăm să găsim soluții viabile, punctuale, pentru fiecare medicament semnalat ca lipsă. Medicul, pacientul, care e primul interes, al medicului de asemenea, că trebuie să-l vindece sau să-i facă viața mai suportabilă. Și așa mai departe. Vine și vă spune, doamna Crupariu, avem o problemă, încep să nu se mai găsesc medicamentele, prescriem, farmacia îmi spune că nu. Mai departe, instituția dumneavoastră face prin sondaj, cere oficial prin hârtii să li se spună de la depozite, de la distribuitori, în ce situație se află în momentul X? Nu este prin sondaj. Noi întrebăm deținătorul autorizației de punere pe piață cu ce distribuitor lucrează, apoi întrebăm distribuitorii care este situația disponibilității medicamentelor respective la acel moment. Okay. Este o informație care apoi este transmisă pacientului în sensul că îi facem recomandarea de a transmite farmaciei această informație, pentru că farmacia este cea care are o relație comercială directă cu distribuitorul Angro. Deci venim în sprijinul pacientului, în sprijinul profesionistului cu aceste informații. Domnul Mixvić spune așa, într-un interviu apărut pe Hot News, da? Sintetizez, ca să nu dau toată declarația. 54 de medicamente de pe lista celor 172 pe care dumneavoastră înțeleg că ați trimis-o ministerului, decitostatice și imunosupresoare, pentru care Ministerul Sănătății intenționează să suspende timp de 6 luni exportul, nu știu ce, nu au fost exportate paralele. Cauzele pentru care ele nu se găsesc în România ar putea fi cu totul altele, spune domnul. Nu ar putea, sigur sunt cu totul. Bun, asta spune știrea. Da. Bun, 54 de medicamente. Cum să ajungă 54 de medicamente care nu s-au exportat paralel niciodată pe lista pe care doamna ministru o face publică? Îmi permit să-l contrazic pe domnul doctor. Deci problema nu se pune așa. Problema este de a lua o măsură preventivă. O măsură preventivă absolut legală. Pentru că orice stat membru are voie prin ceea ce prevede directiva europeană și prin ceea ce a fost transpus în legislația națională, să reacționeze atunci când este în pericol sănătatea publică. Și considerăm că prin toate semnalările de
lipsă de citostatice și de imunosupresoare, această măsură de a interzice temporar pe o perioadă de 6 luni exportul paralel este o măsură bună. Bun. Sigur că referim la toate DCI-urile, toate denumirile comune internaționale referitoare atât la citostatice cât și la imunosupresoare. M-ați întrebat de ce trebuie o parte... Trebuie să vă puțin, pentru că doamna ministru Pintea, doamna ministru a Sănătății, se află alături de noi prin telefon. Să rămână, doamnul ministru. Bună seara. Mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Nu cu multă vreme în urmă ați lansat public acest subiect cu lista aceea de 172 de citostatice și imunosupresoare care sunt interzise exportului paralel. Ce ați avut la bază, doamnă ministru, și dacă se rezolvă în felul acesta problema? Aș începe cu a doua întrebare. Nu, nu se rezolvă problema. Este o măsură temporară care va fi dublată de alte măsuri pe care Ministerul Sănătății va lua în perioada imediat următoare. Și bineînțeles că orice act normativ emis sau pus în transparență decizional are la bază niște studii efectuate de către specialiștii Agenției Naționale a Medicamentului și cei din Ministerul Sănătății. Așa cum spuneam, acest ordin este pus în dezbatere publică. Are 172 de DCI-uri propuse de acești specialiști. Le-am pus în dezbatere publică tocmai pentru a putea discuta și a rectifica, dacă este cazul, dar categoric celelalte măsuri cred că vor completa și vom putea rezolva această problemă care totuși trenează de foarte mult timp. Să ne aducem aminte că din 2015 sunt probleme legate de aprovizionarea, de continuitatea aprovizionării cu medicamente, nu numai citostatice, imunoglobulinele, care au înregistrat o discontinuitate începând din 2016, criză rezolvată în 2018, așa cum știți. Categoric, politica de prețuri este o problemă și am dezbătut aceste aspecte. Apoi, calculul globecului, care iar reprezintă o problemă pe care noi o dezbatem și care sper... Am înțeles. Doamna ministru, în legătură cu lista aceasta, ea a fost ca urmare a monitorizării făcute de Agenția Națională a Medicamentului, care v-a transmis dumneavoastră această listă, da? Așa e. Despre asta vorbim. Domnul Mixic, pe care îl știți, e invitat în această seară în platou. Spune așa, domnul Mixic, că 54 de medicamente de pe lista dumneavoastră n-au fost niciodată exportate paralel. Eu aș aduce aminte domnului Mixic că în urmă cu ceva timp a prezentat Ministerului Sănătății propuneri pentru rezolvarea sau, mă rog, rezolvarea parțială a crizei medicamentelor. Printre problemele pe care le-a identificat a fost și exportul paralel. Deci iată că am ținut cont de ceea ce domnul Mixic ne-a spus în urmă cu câteva luni. El a făcut un studiu la cererea unui ONG și apreciez modul în care dânsul s-a implicat în aceste probleme. Și aș spune că și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră că nu contează câte au făcut sau nu obiectul exportului paralel. Noi suspendăm pentru o perioadă orice tentativă eventuală de export pentru aceste medicamente care înregistrează discontinuitate. Bun, bun, dar în aceste condiții, iertați-mă că vă întrerup, diferența asta de 50 și ceva care e posibil să fie supuse exportului nu poate atrage niște sancțiuni europene pe o piață liberă, respectiv infringementul despre care se vorbește și de care am scăpat la Mustața anul trecut, de pildă. Așa este, în 2015. Știu foarte bine la ce ne expunem, dar vă rog să mă credeți, eu poate prefer să ne expunem la așa ceva decât să riscăm ca 10.000 de pacienți să nu aibă la timp medicamente. Așa cum spuneam, asta nu este o măsură care va rezolva problema. În zilele următoare, în seara aceasta sau poate chiar mâine, pe transparență decizională, va fi postat un alt act normativ în completarea acestuia referitor la politica de prețuri.
pentru că tocmai ce vă spuneam, că știm care sunt problemele și am discutat și cu producătorii și cu distribuitorii, știm ce se poate face. Da. Aș vrea să rămâneți în continuare, pentru că aș vrea să dau cuvântul domnului Mixiș, care vrea să vă dea o replică, eventual să vă și întrebe ceva. Vă ascult. Nu, nu e o replică. Bună seara, doamna Pintea. Bună seara. Nu cred că domnul Vlad Mixiș vrea să dea o replică, pentru că am mai colaborat. Da, am două întrebări, pentru că raportul respectiv, studiul pe care l-ați amintit, împreună cu soluțiile propuse, l-am discutat în urmă cu un an și ceva în urmă, iar cele două întrebări, în primul rând, prima este cea legată de un subiect care încă n-am apucat să-l discutăm, dar tot referitor la această listă. Pe listă sunt, pe de altă parte, puse corect medicamente care au fost exportate paralel în ultimii 2 ani în cantități foarte, foarte mari, mii de pastile pe lună. Vă dau câteva exemple: dasatinibul, sorafenibul, și când mă refer că au fost exportate cantitativ considerabil în 2017, 2018 și în lunile din 2019. Întrebarea e: de ce s-a așteptat atât de mult timp, în condițiile în care o parte din aceste medicamente au lipsit pacienților, cum ei au și spus și au notificat ANM-ului? De ce a fost nevoie, doamna Pintea, de 2 ani de zile ca să se iasă cu acest ordin? Dintr-un motiv foarte simplu, aș spune eu, tocmai pentru a nu risca o procedură de infringement imediată. Am analizat foarte mult aceste aspecte, de aceea vă spuneam, în momentul în care am postat acest ordin, știu foarte bine cum am documentat și ce vom trimite Comisiei Europene, astfel încât să nu riscăm această procedură. Da, și eu spun că am așteptat prea mult. Trebuia de anul trecut sau, mă rog, în primăvară să luăm această decizie. Și tocmai întrebarea a doua vine în completarea răspunsului dumneavoastră. Tocmai dorind să evitați, cum a spus, ați dori să evitați această procedură de infringement și din cauza asta nu s-a publicat mai repede ordinul, deși pacienților lipseau medicamente. Faptul că sunt 54 de medicamente pe această listă, care nu au fost niciodată exportate paralel în ultimii 3 ani, ne expune pe noi ca țară foarte mult, atât la un infringement din partea Uniunii Europene, cât și la Ministerul Sănătății sau ANM-ul să fie acționat în judecată de către aceste companii de distribuitor pe bani grei. Pentru că medicamentele respective lipsesc, iar legea Uniunii Europene spune foarte clar: exportul paralel poate fi interzis, citez, dacă există date justificate, proporționale și rezonabile. Și știți dumneavoastră la fel de bine ca și mine că atunci când Comisia va discuta acest subiect, vă va cere date. De ce ați interzis, de pildă, dau un exemplu absolut, nivolumabul, de pildă, care nu a fost niciodată exportat paralel în ultimii 3 ani. Comisia va cere date Ministerului Sănătății, Ministerul Sănătății va cere ANM-ului, evident, cum e și firesc, și acele date nu există, pentru că cifra este zero. Iar un ordin care altfel ar putea să aibă ceva pozitiv în el, cum este această listă, va fi brusc transformat într-un motiv de amendă și penalizare a României. De ce? Eu nu suspectez de reavoință sau de corupție. Pur și simplu cred că este vorba... Nu, am zis că nu suspectez. Dar cred că este vorba de o incompetență din partea unui anumit leadership de la Agenția Națională a Medicamentului. Vorbim și despre asta, doamnă ministru, vă rog. Nu comentez acest aspect, aș comenta doar faptul că acest ordin este pus în transparență decizională, tocmai pentru a putea fi supus dezbaterii publice. Păi da, dar specialiștii de la ANM ar fi trebuit deja o secundă. Da, mă scuzați. Da. Vă rog, doamnă ministru, vă rog, continuați. Deci, exact asta spuneam, este pus în transparență decizională și am spus încă de vineri, când am anunțat că va fi publicat, că poate fi discutat și că va fi supus dezbaterii publice. Dar datele pe care eu le-am în spate sunt foarte solide vis-a-vis de aceste aspecte. Aș mai spune un lucru, situația nu este gravă în acest moment sau nu este atât de gravă. Noi avem 12 produse pe discontinuitate pentru care am semnat autorizațiile de nevoi speciale.
Dar dacă mergem în ritmul acesta, peste 2 luni s-ar putea să avem 47 de produse cu discontinuitate, peste 3 luni mai multe și nu ne permitem. De aceea, acum a fost momentul zero pentru a face aceste aspecte. Bun. Am deci preventiv, asemenea... da? Preventiv, acele 54 de produse exact. Sunt puse pe acea listă, da? Astfel încât peste nu știu câte săptămâni, luni, să n-avem discontinuitatea despre care doamna, doamna ministru face o confuzie aici, probabil consilierii nu i-au explicat, între discontinuitate și atunci când un medicament este exportat paralel. ANM-ul nu are de unde să știe când un medicament este... Păi am întrebat este... mai devreme și spune că știe. Nu m-ați lăsat să termin propoziția. ANM-ul nu are de unde să știe când un medicament intră în discontinuitate din cauza că este exportat paralel decât post priori, după ce asta deja s-a întâmplat. De aceea, doamnei ministru, i-a fost propus anul trecut un mecanism care să detecteze nivelurile. Dar acel mecanism funcționează de la medicament la medicament. Discontinuitățile sunt notificate de către actorii din piață. Știu foarte bine cum stau lucrurile. Deci discuția mea nu a fost doar cu cei de la ANMDM. Asta încercam să vă spun. Practic s-au coroborat datele de la comisiile de specialitate, de la Agenția Națională a Medicamentului, de la producători, distribuitori. Deci este un raport la care muncim de 3 luni de zile. De fapt, aici este problema. Tocmai asta e. Finalul m-a îngrijorat. Știind asta, tocmai de aceea am fost surprins să văd pe această listă medicamente care nu au ce căuta acolo și expun România la penalități internaționale și la procese. Pentru că acele medicamente, crizele acelor medicamente nu se rezolvă prin această interdicție. Sigur că da. Sunt anumite medicamente care nu pot fi rezolvate prin această interdicție, am și spus-o. De altfel, eu v-aș ruga să urmăriți transparența decizională a Ministerului Sănătății, să vedeți cu ce venim în completare. Sigur, cu nerăbdare. Deci este o primă măsură. Și așa cum v-am mai spus, am un raport complet care m-a determinat să iau această măsură. Deci raportul nu este doar de la Agenția Națională a Medicamentului. Să nu uităm, comisiile de specialitate sunt foarte importante. Am centralizat necesarul pentru următoarele luni, astfel încât să putem asigura cu adevărat continuitatea. Sunt lucruri pe care am început să le facem. Și vă spun foarte sincer, eu mă bucur când cineva atrage atenția, pentru că un raport poate să fie incomplet sau să nu ajute așa cum mi-a plăcut. Mă bucur foarte mult că suntem acum în dialog direct, că poate... Atrageți atenția ANM-ului sau îi întrebați de ce totuși ați pus pe listă o treime din medicamentele de pe listă, periclitează însăși scopul pozitiv al acestei liste. Și poate le atrageți atenția că dacă tot au lucrat, măcar să facă o treabă bună, nu una de mântuială. Nu se va întâmpla, asta vă asigur. Bun. Important este să avem medicamente pentru pacienți. Cred că de fapt acesta este scopul. Păi, inclusiv această emisiune, tocmai asta își propune să facem în așa fel încât să rezide de aici, din discuțiile noastre, fix acest lucru și anume să nu mai existe crize pentru acești oameni. Așa este. Și cred că din acest punct de vedere, toate discuțiile noastre trebuie să, chiar dacă sunt în contradictoriu, vor trebui să meargă pe acest punct comun. Doamna ministru, vă mulțumesc. Nu mă deranjează discuțiile în contradictoriu, să știți, n-am chiar spus nu mă asta. Deranjează, eu nu am orgolii. Eu vreau să rezolv o problemă. Bun. Știți foarte bine, discontinuități sunt de multă vreme. Până la urmă trebuie să tranșăm aceste lucruri. Doamnă ministru, ultima întrebare din partea mea. Am stabilit aici că principalii beneficiari ai acestei situații sunt distribuitorii de medicamente. Da? Unii dintre distribuitori. Aveți cunoștință, sunt mai mici, sunt mai mari, sunt români, sunt multinaționale, sunt rețele. Și care este afacerea totală într-o astfel de chestie? Nu am cunoștință, nu știu date despre firmele care fac exportul, despre distribuitori. Nu am o cifră totală sau nu este cea corectă din câte mi s-a prezentat. N-aș vrea să avansez, dar nu știu și pe mine nu m-a interesat niciodată cine sunt aceștia. Da, doamna ministru, anul trecut când am stat de vorbă, v-am prezentat inclusiv lista acestor distribuitori pentru că jumătate dintre cei identificați la acel moment
avuseseră probleme, fie fuseseră amendați de către instituțiile statului român că nu au respectat legea, fie aveau în acționariat persoane cu probleme penale. Adică existau și alte, și este și alte publică de altfel lista. Legătu- nu numai imoralitatea, da? Lista, vă spun foarte sincer, nu m-a interesat și nu țin minte denumirile, pe mine m-a interesat problemele concrete. DJ-urile care lipsesc, nu cine le aduce sau le distribuie. Chiar nu m-a încărcat memoria cu aceste lucruri. Pentru mine important a fost să asigurăm continuitatea. Datele acestea le-am cerut concret. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, și eu pentru mulțumesc aceste precizări. Domnule ministru, nu pot să vă las așa. Nu, ați avut o listă, da, cu beneficiari. Da. Oamenii fac comerț. Da. Asta e un lucru care se întâmplă din, dintotdeauna, din epoca, da, de piatră. Da. Da. Bun, suntem în 2019. Acele firme care fac profiturile astea frumușele, nu ne interesează că sunt profiturile frumușele, ci modul în care sunt ele obținute. Da? Imoral, știți, e un lucru, dar mai aveau și alte probleme. Profitul să nu facă rău pacientului român. Asta este de criteriul unic și major. Da, și banilor pacientul noștri, român, în primul, în primul rând. Da. Și după aceea și banilor noștri, cu care putem trata mai mulți pacienți dacă nu se duc în altă parte banii ăștia, nu? Bun. Ce fel de societăți erau? Ce fel de firme? Românești. Românești. Da, toate. Toate? Toate. De multe dintre ele nici n-ați auzit, nici noi nu auzisem înainte. Bun. Și prin ce se mai distingeau aceste societăți? Cum v-am spus, jumătate, aproape jumătate dintre ele, fie fuseseră amendate, fie de Consiliul Concurenței, fie chiar de către Agenția Medicamentului pentru nerespectarea legii, ori aveau în acționariat persoane care au avut probleme legale, penale, fie cu DNA-ul, fie cu parchetul, unele pe rol, altele deja cu condamnări definitive. Parcă în interviu spuneați ceva și de niște multinaționale care ar fi pe lista asta? Sau... Nu. 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 Bun, mergem mai departe. Domnul. De fapt, lista e publică, o puteți, okay, consulta pe Observatorul Român de Sănătate. Observatorul Român a ajuns și la Ministerul Sănătății. Domnul. Avem a făcut și știre, de fapt, anul trecut când am publicat, a fost preluată de mai multe instituții de medie. Doamnă Cropariu, vedeți, dumneavoastră ați dat datele, doamna ministru a făcut anunțul, domnul ministru zice 54 nu e în regulă, compromitem inițiativa doamnei ministru și în loc să facem bine, ne trezim cu amenzi și cu infringement. Vă asumați ceva din toată treaba asta? Că de la așa cum a zis și doamna ministru, această listă este acum în transparență. Va exista o dezbatere publică a ordinului de ministru. Vor exista discuții, deocamdată se acceptă și propuneri pe adresa indicată, nu, da, pe site-ul ministerului. Păi, facem o listă și după aia scoatem după ea, așa că e în dezbatere publică, adică nu trebuie să fie mai precisă. În dezbatere publică sunt discuții și se ajunge la o formă, prin consens, se ajunge la o formă finală, nu, a documentului. Domnul ministru, problema... 54, adică înțeleg că una, două, trei să fie așa... Am să vă explic. O problemă care s-a pus a fost și aceea că interzicând numai acele substanțe, acele medicamente care au mai fost exportate paralel, distribuitorii se puteau întoarce spre alte DCI-uri care nu au mai fost până acum exportate paralel. Un lucru extrem de posibil și ceea ce ar fi reprezentat o strategie a distribuitorilor. Domnul ministru spune că nu e adevărat. Nu e, uitați, vă dau un exemplu, vinblastinul, da? Care e trecut pe listă. N-au fost niciodată exportat paralel în ultimii 3 ani. Știți de ce? Pentru că distribuitorii nu fac profit din el. E atât de ieftin peste tot în toate țările Uniunii Europene, încât nu s-ar redirecționa niciodată către acest medicament specific, pentru că nu iasă banul. El peste tot este ieftin. El lipsește din România din alte motive, nu din cauza exportului paralel. Din ce motive? Cu toate acestea, vinblastinul e pe lista aceasta. De ce? Nu știm că... Este o prevenție, domnul doctor. Păi cum poți să previi ceva ce nu a existat niciodată și suntem siguri că nu se va întâmpla niciodată, că păi, nu se poate face profit. Păi nu se poate face profit din el. Sunt și lucruri înțelegeți? Care deci prețurile... Adică n-are de ce să facă operațiunea că... Exact, că peste tot e foarte ieftin. Se știe, vinblastinul în speță, că vorbim de acest caz, este un medicament pentru care sunt probleme periodice în mai multe țări din lume, din cauza că este un medicament foarte ieftin.
și nu sunt decât câțiva producători care îl fac și atunci permanent, deci acolo e, ca să nu vorbesc așa de mult, e o problemă în primul rând de aprovizionare și de lanțul aprovizionării. Faptul că vinblastinul este pe această listă, un medicament care nu a fost niciodată exportat paralel, e atât de ieftin că pentru distribuitor nu e profitabil deloc să-l trimită în Germania, oriunde altundeva. Faptul că el e pe această listă, mie știți ce însemnalează? Că cei care au făcut această listă, fie au făcut-o de mântuială, fie cineva care trebuia să-i verifice de la Agenția Medicamentului cu competență, nu i-a verificat. Deci, părerea mea, eu nu cred că e vorba de reavoință, cred că e vorba de incompetență. Fără discuție, nu este vorba de reavoință și nici de incompetență. Este vorba de o anumită viziune asupra problemei. Pentru că atunci când se ia o măsură preventivă, te gândești la toate aspectele care pot interveni. Doamna Crupariu, e ca și când România s-ar apuca acum, de pildă, ca să construiască diguri în jurul Bucureștiului care să ne ferească de inundații. Da, ar putea cineva să vină să zică, domne, e o măsură preventivă, construim diguri să ne ferească de ocean. Doar că oceanul e, știți, nițeluș mai colo pe dreapta. Asta e, ca să o zic foarte pe scurt. Și nu e, din păcate, singurul caz de acest gen. Mă iertați pentru comparația. Sigur, nu riscul de a fi pe o listă sau a nu fi, creează, după părerea mea, dacă lista e publică, și anumite prejudicii de imagine pentru unii care se ocupă cu comerțul ăsta, nu? Adică, dumneavoastră v-ați gândit că și la lucrul ăsta vine cineva și spune, mi-a spus că fac export paralel și preventiv mi-a spus, păi stați puțin că eu pierd bani dacă eu nu duc medicamentul ăsta să-l fac profitabil pentru că nu mi le ia nimeni în România, dumneavoastră m-ați blocat cu el în depozit. Cine plătește asta? Nu cred că se poate vorbi astăzi în România că există medicamente blocate în depozit. Nu cred că se poate vorbi de așa ceva. Dar ar putea să se întâmple, Sunt foarte multe situații în care au fost depistate prin această analiză de care a vorbit și doamna ministru și la care au concurat și alte organisme, nu numai Agenția Națională a Medicamentului, este vorba și de direcțiile de sănătate publică. În referatul de aprobare a ordinului de ministru se spune foarte clar că cum s-a ajuns la această decizie. S-a ajuns și la faptul că s-a constatat că necesarul nu va putea fi acoperit în următoarele luni pentru foarte multe DCI-uri. S-a ajuns la această concluzie și prin faptul că s-a constatat că chiar atunci când există stocuri din aceste medicamente, ele sunt extrem de limitate și sunt dispuse absolut aleatoriu în țară, că sunt foarte multe județe, foarte multe zone din țară în care distribuția unor anumite medicamente nu se desfășoară conform legislației în vigoare. Deci, mult mai multe aspecte au concurat la luarea acestei decizii. Avem acum prin telefon pe domnul Cezar Irimia. Domnia sa este președintele Asociației Naționale a Bolnavilor de Cancer. Bună seara, domnule Irimia! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră! Bună seara! În calitate de om care, sigur, știți foarte bine, fiind chiar în situația de a suferi de așa ceva, de boala aceasta, ce înseamnă, vă întreb, ce înseamnă pentru dumneavoastră acest tip de sincope generate, unele dintre ele chiar de acest export paralel pe care domnul Mixici îl califică a imoral, dar totuși legal, și dacă rezolvă inițiativa doamnei ministru situația ipotetică de blocaj sau de lipsă de medicamente pentru boala dumneavoastră sau bolile celor ca dumneavoastră? Da, am să încep prin a spune că aceste sincope sunt cuantificate prin decesele zilnice, adică 142 de pacienți mor în fiecare zi în România din această patologie. Copii, adulți, mulți dintre ei cu șanse reale de supraviețuire sau chiar de vindecare. Iar doamna ministru vine și spune că n-a știut. De 2 ani de zile o informăm despre aceste lipsuri pe doamna ministru și spune că noi am dezinformat opinia publică, ne-a acuzat chiar în acest sens, iar acea listă pe care a prezentat-o doamna ministru, trebuie să-i dau dreptate domnului Mixici, ori e făcută de cineva în mod iresponsabil,
ori că nu se pricepe, ori amândouă variantele. Dar doamna ministru a ieșit cu acest ordin pentru a estompa tensiunea care este acum în rândul pacienților cu cancere și care au decis, m-au rugat să acționăm în judecată, în mod personal, pe doamna ministru. Pentru că sunt nu știu câte notificări făcute de noi către minister, către Agenția Națională a Medicamentului și către toate autoritățile din România. Deci, voit s-a făcut acest lucru și întrebați mai devreme care sunt câștigurile din exportul paralel, vă spun eu, de la colț, e drept, fără să am notificat undeva sau mă rog să am documente, 600 de milioane de euro este profitul exportului paralel în România. Deci gândiți-vă că asta pe viața noastră, pe riscul nostru și tot ce se face în România acum, facem contra cost noi pacienții care ar fi trebuit să avem acces gratuit la tratamente și investigații. Nimic nu avem din acest lucru, iar pe doamna ministru a speriat o tensiunea care se află în rândul pacienților și ceea ce dorim noi să facem în acest moment. Bun. Acum vă întreb așa. Ce-i de făcut, domnule Irimia? Lista nu-i bună, e prea lungă, e făcută în urma unor investigații care au fost fie neprofesioniste, fie au urmărit nu știu ce interese, fie amândouă, spuneți dumneavoastră. Bun, cum vedeți ieșirea din chestiunea asta? Doamna ministru totuși a făcut un pas. Înainte vreme nici măcar asta nu prea se făceau la timp. Ba da, s-au făcut în 2012 de către domnul ministru Bănicioiu, tot la presiunea noastră, iar România și atunci a riscat o amendă și intrarea în infringement sau, mă rog, cum se numesc aceste directive europene de sancționare și atunci am fost pe marginea prăpăstiei. De atunci, în continuu, aceste exporturi paralele și retragerea medicamentelor de pe piață se întâmplă zilnic. Nimeni nu a luat atitudine. Nu spun ce guvern, ce politicieni, ce culoare de partid, toți au făcut, au procedat la fel, adică nu au făcut nimic, pentru că nu există responsabilitate ministerială și de aceea noi am decis această acțiune în instanță. Dar singura problemă care ar putea fi făcută este ca medicamentele să nu fie cele mai ieftine din Europa și să ne bucurăm că avem cel mai mic preț din Europa, pentru că nu le mai avem, ci să facem o medie europeană la medicamente, iar negocierile cu producătorii și distribuitorii să fie făcute la sânge. Această soluție am dat-o de mai mult timp, nu a fost îmbrățișată, din potrivă s-au mulțit acele licențe de distribuție, de export, dar cum se mai numesc ele, în România avem de acum vreo 500, după știința mea, comparativ cu Franța, care are vreo 10. Licențe de distribuție, de export și așa mai departe. Orice farmacie a vrut să-și ia o licență de genul acesta, să facă export paralel și a luat-o, că asta a vrut Parlamentul României. Așa a legiferat Parlamentul României. Oare de ce? Pentru protecția noastră? Nu. Pentru dispariția noastră au făcut-o. Și am ieșit la timp, atunci când s-a votat acest lucru, nu s-a luat atitudine. Ne-am dus cu soluții, ne-am dus cu juriști, ne-am dus cu amendamente degeaba. Mă întorc la ceea ce spunea și domnul Mixic, fără a pretinde că, eu știu, îl perii cumva, că n-am niciun interes. Domnul Mixic a punctat câteva lucruri foarte corect și atunci doamna ministru a început cumva să spună că are o relație foarte bună cu domnul Mixic. Ne-am săturat de aceste declarații, că am observat, că am luat atitudine, că vom lua atitudine, că mă interesează viața pacienților. Este ipocrizia la ea acasă și îmi cer iertare pentru că sunt în direct în emisiunea la noastră, dar nu se mai poate. Nu se mai poate pentru că și ANM-ul, nu-i pas ANM-ului, avem medicamente care stau la ANM pentru evaluare de peste un an de zile. Au încălcat iar directiva europeană 89. Da. Avem okay. La minister okay, am înțeles. Medicamente evaluate imediat. Și care nu sunt la pacienți. Imediat. De ce oare nu sunt la pacienți? Da, vă rog. Da.
Deci, îmi pare rău, cu tot respectul pentru Federația Asociațiilor pe care o reprezintă domnul Imia, trebuie făcute anumite corecturi, dânsul a amestecat un pic problemele, regretul că sunt atât de multe DCI-uri pe lista propusă acum pentru suspendarea exportului, cu regulamentul privind evaluarea tehnologiilor medicale și cu alte aspecte. Eu vreau să punctez un lucru și vreau să fie înțeles corect de telespectatorii dumneavoastră, și anume că această măsură a suspendării temporare a exportului paralel a mai fost luată în aprilie 2013 și a fost o măsură benefică. Atunci a fost o mare problemă cu insulinele umane, cu o parte din citostatice, cu o parte din anticoagulante, și măsura a fost foarte bine primită și extrem de utilă, și atunci asociațiile de pacienți au apreciat această măsură. Sigur, tratatul Uniunii Europene nu permite pentru o perioadă foarte lungă să se ia asemenea măsuri contra liberei circulații a mărfurilor, este adevărat, dar pentru o anumită perioadă această suspendare a exportului paralel este legală. Că lista este mai mare decât poate, așa cum se susține aici, decât poate ar fi trebuit. Sigur, astea sunt lucruri discutabile, sunt lucruri care perfectibile, sunt lucruri perfectibile, dar măsura este legală, este utilă și este în beneficiu pacientului. Dacă doriți să... Da, odată trebuie să vă corectez cu ceva, că deja ați spus a doua oară. Nu e adevărat. Comisia Europeană permite interzicerea exportului paralel doar în situații excepționale. Așa scrie în legea europeană. Nu are nicio legătură cu cât timp. Dacă interzici o lună, 6 luni sau 2 ani, Comisia Europeană se uită și își cere date, justificări și proporționalitate. Okay. Este o măsură... Nu, tocmai asta e problema, că nu s-au făcut. Asta este... Nu contestă nimeni că interzicerea exportului paralel nu este o măsură bună. Absolut nimeni. Dar ea trebuie luată pentru acele medicamente care lipsesc din cauza exportului paralel. Ori pe această listă, peste o treime din ea, sunt medicamente care n-au nicio treabă. Deci un fel ne dăm mari că ajutăm pacienții, dar de fapt o treime nu au nicio treabă cu această cauză. Așteptăm, a spus doamna ministru, că va veni un nou ordin care va rezolva și celelalte cauze. Să vedem și celelalte două cauze. Însă, ca o concluzie, această listă este cu certitudine, cu probleme. Este făcută fie cu incompetență, fie fără știință, că nu arunci așa în dezbatere publică. Dar am mai spus asta, cred că s-a recepționat. Mulțumim domnului Irimia pentru intervenție. O seară plăcută. Vă rog să ne urmăriți în continuare. Acum, ne-a spus așa domnul Irimia, constatare din teren. Mai avizat decât domnia sa, care știe exact cum merge la farmacie și ce are de făcut, nu poate să fie nimeni. Și atunci a spus așa, domnule, ce constat eu? Că măsura asta cu cel mai ieftin ne duce pe noi, exact ce am vorbit, la crearea unei situații în care, uite, România, cum naiba se întâmplă, exportă ea paralel în Germania medicamente. Niciodată invers, din Franța n-apare așa. Deci, zice, păi bun, atunci hai să facem altfel. Luăm un preț mediu. Îl punem acolo, îl lansăm așa și vedem care este reacția pieței, a pacientului, și care sunt efectele în sănătatea oamenilor. Avem efecte bune, avem efecte proaste? Sau cum să procedăm? Domnule Mistici. Vedeți, aici e o capcană. Prețurile la medicamente trebuie mărite doar la o anumită categorie. În lumea asta comercială, unde, după cum știu și privitorii și noi toți aici, e vorba de mulți bani în joc și de vieți, de pacienți. Și asta e o lungă discuție. Exact, și tocmai de aceea și spiritele sunt mai încinse. Există o anumită parte, anumiți actori din această piață, care s-ar bucura foarte mult să vadă prețul tuturor medicamentelor din România crescut. Evident de ce. Da, prețul unor medicamente care lipsesc din România din această cauză trebuie crescut, dacă acele medicamente sunt medicamente esențiale. Dacă ministerul va veni mâine spunând, uite ce grijă avem noi de pacienți și mărim prețul tuturor medicamentelor din România,
Deja da. Avem o problemă. Exact cum e și cu această măsură. Spune ministerul, știți cum e, dumneavoastră îmi spuneți că e, vă e sete și eu vin și vă dau, domne, uite, ți-e sete, îți dau ulei de ricin. E tot lichid. Iau o sărățică. Exact, sau iau o sărățică. E, asta a făcut ministerul cu această listă. Acum de-abia aștept să vedem și următorul ordin, unde sper să nu mai primim sărățele când nouă ne e sete, cum foarte bine ați zis. Pentru că în același timp, dacă vedem toate prețurile de la medicamente date prea în sus în România, la toate, indiferent de ele, asta face interesul acelor companii multinaționale care le produc. Iată. Deci e o capcană aici. Și interesul, că-l vedem. Evident. Trebuie puse toate în discuția asta, da, doamnă? Domnul Irimia a avut o propunere. Dumneavoastră sunteți profesioniști, cei care aveți iarăși informațiile cele mai oficiale. De, așa cum ne-a spus la începutul emisiunii. E ceva de lucrat aici, așa cum spune domnul Irimia, cum spune domnul Misici? Cum vedeți problema? Problema prețului este în afara ariei noastre de competență a agenției. Este exclusiv a ministerului. Da. Exclusiv. Dar rezultatele și statisticile noastre pot constitui niște propuneri care spune, doamna Pintea, uitați care e problema? Din punctul nostru de vedere, care constatăm X și Y cheltuieli, avem această situație. Exact. Soluția este asta. Noi propunem. Asta trebuie să facă ANM-ul. ANM-ul, prin specialiștii pe care îi are, dacă ei sunt stimulați de către conducerea ANM-ului să-și facă treaba cum trebuie, trebuie să facă această analiză prin care să-i spună doamnei ministru, medicamentele A, B și C trebuie interzise de la export paralel pentru că asta e cauza, medicamentele X, Y și Z trebuie să le creștem prețul că lipsesc din România din cauza că au prețul prea mic. Informațiile sunt publice, domnule. Dumneavoastră, sunt publice, dumneavoastră de unde credeți că am făcut? În lista de unde credeți că am făcut analizele acestea? Este o rubrică motive comerciale sau de fabricație. Pentru celelalte medicamente care lipsesc din cauza de motive de fabricație sau din cauza că nu mai vrea producătorul să le aducă, din alte motive nu legate de preț, pentru alea nu creștem prețul, că trebuie să fim atenți și la bugetul țării. Toate aceste date sunt la ANM. ANM-ul și președintele ANM-ului le are la degetul mic. Doar că știți cum e? E ca în fabula din povestea prostului, a lui Creangă. Nu e suficient ca să ai mâncare și liniște în casă, trebuie și să te miști, să faci ceva ca să le folosești. Degeaba are ANM-ul datele dacă le analizează greșit și, iată, ne dă rezultate greșite sau dacă trec ani de zile și nu le analizează deloc. Deci, greșit aici e doar prevenție. Este prevenție și, așa cum spuneam, sunt foarte multe date care sunt disponibile publicului. Ca de altfel și toate datele referitoare la livrările intracomunitare. Da, și doamna Crupariu, dacă noi, care suntem o organizație de cercetători, totuși cu resurse limitate, am reușit ca să analizăm toate aceste date, ne-a luat ceva vreme, că nu suntem mulți. Păi atunci, de ce specialiștii ANM-ului, ANM-ul care e o instituție care are câteva sute de oameni, bine, nu toți fac asta, dar care are câteva zeci de oameni care sunt plătiți să facă asta, de ce vin cu astfel de lucruri care nu sunt în regulă? Doctor, că spuneți așa ceva. Ne-ați fost vicepreședinte câteva luni și ați cunoscut numărul de persoane, ne-ați cunoscut personal. Contează foarte mult într-o instituție ca leadership-ul și liderii acelei instituții să stimuleze angajații din instituție să-și facă treaba bine, să-i ajute. În general, în cazul de față, despre cine vorbim? Despre președintele Marius Șișu, care a picat examenul la Facultatea de Farmacie, a mințit că l-a picat, după care a fost exmatriculat de la Facultatea de Farmacie, după cum a informat printr-o scrisoare oficială Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și care, paradoxal, este singurul președinte de Agenția Medicamentului din toată Uniunea Europeană care nu are studii în domeniu, nu are nicio lucrare de specialitate, niciun doctorat, nicio experiență la nivel internațional. Pe ce vă bazați, domnule doctor? Datele, CV-ul domniei sale și hârtia oficială emisă de către Universitatea de Medicină și Farmacie. Așa o fi, doamna Crupariu. Eu vreau să vă spun un lucru, că deciziile nu sunt luate numai la vârf, că așa cum noi, se zice, peștele de la cap se împute, e o vorbă înțeleaptă. Nu okay. Le-am împut, îmi pare rău, folosiți o expresie extrem de e urâtă. Un proverb, e un proverb, dar cred că nu e cazul. Luați-o ca metaforă așa.
E un proverb românesc. Prefer alte metafore. Prefer alte metafore. Uitați-am să vă dau eu o altă metaforă. Și am să mă folosesc de o metaforă a domnului doctor, care a spus, a comparat agenția cu un avion care trebuie să aibă un pilot. Și că pilotul trebuie să este singurul nu, care conduce avionul. Nu e adevărat, n-am zis asta. Am zis că pilotul trebuie să fi luat examenul de piloți, exact. Și să nu se fi jucat cu doar cu avionașe de jucării. Da, dar eu pilotul vreau să vă spun, Agenției Naționale a Medicamentului în acest moment nu a luat examenul de pilotul, piloți. Și dacă sunteți onestă, și dumneavoastră, și eu, și toți care lucrăm în acest domeniu, trebuie să spunem asta. Este un fapt și este un fapt unic peste tot în Uniunea Europeană, verificabil. Este singurul președinte de Agenția Națională a Medicamentului care a picat examenul la facultatea pe care, din domeniul pe care îl conduce. Vă dați seama? Și de curând asta, nu în urmă cu 30 de ani. Mulțumesc foarte mult. Eu vreau să vă spun că un pilot, pentru că vorbim de această metaforă, are nevoie de informațiile din turnul de control, fără de care nu poate întâi, să piloteze. Mai întâi, trebuie să ia examenul de pilot, altfel toată lumea râde de el pe nu știu dacă calificarea numai ca farmacist la care vă referiți poate să asigure o conducere adecvată a Agenției Naționale a Medicamentului. Președintele instituției a fost invitat în această emisiune, nu s-a făcut. Cu toate acestea, așteptăm o replică, nefiind prezent totuși aici, din partea domniei sale la cele spuse de domnul Misici aici. Mulțumesc, doamnei Crupariu, mulțumesc și pentru Misici, cu care sper să ne mai întâlnim și să vedem cu ce propuneri, în calitate de fost vicepreședinte al acestui grup, ați putea veni, pentru că știți ce e acolo. Multă plăcere, vă invit și altă dată. Ne oprim aici, nu înainte de a vă anunța, însă că urmează în premieră națională un documentar despre cancerul de prostată, foarte interesant, mai ales pentru bărbații de o anumită vârstă. Și de asemenea, puțin mai târziu, și un alt documentar, ce mâncăm, seria a patra. Vă urez o seară plăcută și vă mai spun că mâine vă întâlniți aici de la ora 19 cu colega mea, Ioana Răduca. Are un invitat extrem de important cu multe chestiuni interesante. Ne oprim aici, o seară plăcută, la revedere, ne vedem lunea viitoare.